Este momentul ideal pentru a face o mică introspecție asupra acestei minunate experiențe până acum și a stărimele El Generalos. E foarte tare. Puțin tehnic, cu mici pasaje tehnice, mai puțin mai tehnice. Exact că asta. Este un urcuș aproape drept, dar m-am citit pe net, îți scoate sufletul. Nu, prieten, nu îți scoate sufletul. Dacă îți scoate sufletul, înseamnă că nu ești pregătit. Nu ai o condiție fizică destul de bine pusă la punct. Sau în a doua variantă, nu știi să-ți dozezi efortul, dragule sau dragă. Așa că este ok atâta timp cât ai o condiție fizică bunicică și știi să-ți dozezi efortul. Dar fiecare pas, fiecare urcuș te duce culmea mai sus, tot mai sus. Și ai o priveliște magică, incredibilă. Așa arată porțiuni de urcat, da? Cam așa arată de coborât, cam așa arată Ileana și noi de urcat. Ah, ce zi, ah, ce vreme, ah, ce memorie, ce amintiri vom. Ce amintiri vom rămâne, nu? Da. Și urci cu puțină grijă, coordonare, echilibru, atenție, că venim la tine, auzi? Da. Uite, uite că aduce pe aici. Să fii un bun muntean. Păi nu? Că altfel cum poți să te urci și să urci și iar să urci? Na. Și a urcat de acolo, de jos. A fost greu? Nu așa că poți și tu? Na. Păi ce mai stai? Hai! Fă-ți curaj! Da, și urmează poteca de parcurs. Ah, nu pot să spun. Da, mai vine un pasaj și acolo sus se vede aici. El vârful. Sunt 20 minutes gol 444% complete. You got this. You got this. Știu, dragă. Thank you. Hai să vă spun. Vezi, e greu. Se pare greu. Ia-și.
de acolo.